Ne aflăm pe drumul județean DJ709J, pe sectorul dintre poziția kilometrică 43 plus 300, intersecție cu DN7, și până la 44 plus 100, intersecție cu DN7B, în localitatea Turnu. Sectorul de drum are 9,8 km. A fost un drum cu o structură de beton, cu dală de beton, vechi de 40 de ani, cu o lățime de 4 metri, aproximativ. Modernizarea drumului constă în lărgirea platformei la 8 metri, din care 6,5 metri structură rutieră carosabilă. Proiectul adică modernizarea constă și în realizarea de aproximativ 70 de accese la proprietăți, 30 de drumuri laterale, refacerea a două podețe transversale și executarea a 6 podețe noi. Referitor la structura rutieră, cum am zis și anterior, drumul a fost de dală de beton, peste care s-au mai așternut trei straturi de mixtură asfaltică. Lățirea s-a făcut cu o structură semirigidă cu balast și balast stabilizat în grosime de 40 de centimetri. Această lucrare pe aici, ca turnul de modernizare, a fost demarată în septembrie anul trecut, când s-a făcut predarea de amplasament, și are o durată de execuție de 12 luni. Dar constructorul, mobilizându-se exemplar, reușește în decursul lunii iunie să termine această lucrare. Deci estimez că la începutul lunii iulie să facem recepția acestei lucrări.